cel al Turmekistanului, pentru discuții oficiale într-unul dintre cele mai intense weekenduri diplomatice al Ungariei din acest an. Întâlnirile au avut loc cu prilejul zilei Sfântului Ștefan, ziua fondării Ungariei ca stat și sărbătoare națională, dar și cu ocazia campionatului internațional de atletism. Discuțiile cu premierul Erdogan s-au centrat pe subiectul aderării Turciei la Uniunea Europeană și pe semnarea unui important acord energetic în primăvară. Da, pentru că în primăvară Orban a fost printre primii lideri care l-au felicitat pe Erdogan pentru victoria sa la limită în alegeri. Apropierea dintre cele două state nu este o surpriză. Ambii lideri au în comun criticile adresate vestului și susținerea față.